Rămas impresionat de faptul că tu m-ai menționat de băieții tăi. După care înțeleg că un băiat este al tău și un băiat este al soției, prietenei tale, că e prietena. Prietena, da. Prietena mea. Asta denotă cât de bun la suflet ești, că tu privești și pe băiatul prietenei tale ca pe băiatul tău și te mândrești cu el. Automat. Cum o cheamă pe doamnă, soția ta? Flori. Și ai cerut-o de căsătorie? Nu am cerut-o de căsătorie, am cerut decât să fim prieteni. Am vorbit cu ea să facem la un moment dat cununie. Și e ferit un inel la Flori? Niciodată. Crezi că i-ar face plăcere, ar accepta? Sunt 100% asta. De cât timp ești cu Flori? Asta ar fi eu de 10 ani. Măi, aș vrea să te ajut în sensul ăsta. Ia să vedem ce e acolo. Crezi că o să-i placă? Ai vrea să încercăm? Vrei să o chemăm aici? Sigur. Bună! Eu sunt Daniel Mischie. Flori. Și ne-am invitat aici pentru că Ștefan, Fane cum îi zic eu, vrea să te anunțe ceva. De aia nu, prima dată. Te rog frumos. La ce te-ai prins? Pupa! Ce ai pățit? Nimic. Am emoții. De fapt, el e mai... Da, foarte puternic. Ce mai mă? Timp de 10 ani am avut ocazia să spun. Mi-a durit foarte mult. Ce-mi doresc, că vreau să-ți ofer acest tinel și să fii soția mea. Mă trește. Vrei să fii soția mea? Poate. Normal că da. Bravo, felicitări. Normal. Fiecare ne dorim. Dă-mi mie să-ți iau. Felicitări! Bravo, Ștefan, felicitări! Felicitări, doamnă! Da! Mulțumesc felicitări. Mult! Dacă m-am muiat în timp. Bravo, felicitări! Trebuia să fac la un moment dat pasul ăsta. Nu știam când, dar am reușit acum. A, mi s-au umilat puțin picioarele. Niciodată nu m-a cerut. Îi zicea așa că ne luăm, că asta, dar nu, n-am avut ocazie, pentru că ce las la an, la an. Anul trecut am zis eu, hai că anul ăsta, sigur, dar pe... Uite ce mi-a dat. S-a făcut dator. Ia auzi. Da. Ai scăpat. Am scăpat. Ce grea asta. Trebuie să recunosc că sunt foarte fericit, dacă voi sunteți fericiți. Iar cununia o să ne ocupăm noi de ea. Mulțumesc foarte mult, Florentina și Ștefan. Îmi pare bine că ne-am cunoscut, Florentina. Ștefan, întotdeauna voi fi mândru că lucrez cu tine. Mulțumesc frumos. Nu m-am gândit niciodată. Cu o dată reușit să... E foarte emotiv. Nu m-am gândit niciodată că o să reușesc la un moment. Și eu. Poate de ce? Nu am cerut-o niciodată, adică în căsătorie, pentru că știu că sunt cheltuieli multe.